Ediția Cafenelei Filozofice. Vorbitoarele din seara aceasta sunt doamna Ioana Costa de la Facultatea de Limbi Clasice și Dana Jalobeanu de la Facultatea de Filozofie. Iar tema întâlnirii de astăzi sunt scrisorile lui Seneca către Lucilius. Aceste texte sunt printre cele mai citite lucrări de filozofie morală din toate timpurile. Au fost foarte citite și în Antichitate, și în Evul Mediu, și în perioada modernă. De asemenea, au circulat și în ediții populare pentru un public larg, ca florilegii în Evul Mediu, sau ca ediții critice începând din Renaștere pentru învățați. Astăzi încă avem o ediție științifică ca aceasta și una mai populară ca aceasta, apărută chiar la editura Seneca. Așa încât o primă întrebare ar fi cum au ajuns aceste texte la noi și care a fost și este publicul lor. Cine vrea să înceapă? Doamna Costa. Mulțumesc pentru invitație, sunt pentru prima dată aici și mă bucur să fiu aici. Din păcate nu sunt de la Facultatea de Limbi Clasice, nu sunt nici măcar de la departamentul de filologie clasică, ci sunt, așa cum bine știu colegii mei prezenți aici, de la departamentul de limbi și literaturi romanice, clasice și neogreacă. N-aș fi început cu acest ocol care nu era plănuit de altfel, dacă nu se lega într-un fel de soarta filologiei clasice, da? Nici facultate, nici departament, ci secție în interiorul unui departament. Dincolo de toate, existăm încă, ceea ce este bine. Și sperăm să continue să fie bine și să continuăm să existăm. Speranțe sunt. Nu avem mulți studenți, dar ei sunt buni și îndărătnici. Rezistă semestru după semestru, sesiune după sesiune și ajung la capăt o mică parte din cei care intră în anul întâi, dar cei care termină sunt buni și băgăm mâna în foc pentru ei. Mai departe, aș spune două vorbe despre cele două ediții pe care le-ați arătat acum. Nu sunt fundamental diferite, din punctul meu de vedere cel puțin, pentru că este traducerea mea în ambele. Sunt puțin diferite ca perspectiva. Cele de la Polirom fac parte din integrala filozofică Seneca, începută în 1999 cu Naturales Quaestiones, a fost primul volum. Am lucrat împreună cu câțiva dintre studenții de atunci și cu unii dintre ei am continuat să lucrez și la integrala Seneca și la alte proiecte. S-a încheiat integrala filozofică în 2008 cu această încununare a ei, reprezentată de scrisorile către Lucilius, epistole către Lucilius. Ediția aceasta de la Polirom nu este ideală, bineînțeles, nu este o ediție bilingvă, cum ne-am dori întotdeauna să fie edițiile. Are însă note, are ca toate volumele din seria integralei filozofice studii introductive și s-a bucurat de o primire decentă, discretă, rece. Aproape că nu a circulat ediția aceasta, a fost cunoscută, dar n-aș putea spune că a inundat piața de carte din România, s-a epuizat și atât. Mult mai târziu, în 2013, adică, a apărut... Povestea vă spun altă dată, nu acum.
a apărut o nouă intenție de a-l pune pe Seneca mai aproape de cititorul de acum, de cititorul nespecialist, nefilolog, cu o pregătire o pregătire minimală către zero, absolventul obișnuit de liceu sau chiar elevi. Acesta era publicul ținta. Prima idee a ceea ce într-o jumătate de an a devenit editura Seneca a fost de a crea un audiobook cu selecțiuni din scrisorile către Lucilius. Scrisorile către Lucilius, da? A fost decizia editurii și nu m-am opus pentru că, deși aveam o mulțime de rețineri, am avut încredere și mai ales am fost cucerită de această generozitate a editurii Seneca de a se adresa elevilor, tinerilor, de a oferi niște cărți care să poată fi citite în metrou, niște cărți care să își găsească locul în rucsacul unui alpinist, și aici este o poveste pe care vă spun altă dată, niște cărți pe care să le citești de plăcere, să fie o imersiune într-un asemenea text, chiar dacă un filolog încruntat se zburlește, fiindcă nu găsește acolo trimiteri, nu știe întotdeauna de unde provine un citat, nu sunt note și așa mai departe. Sunt, în schimb, ilustrații făcute de elevi de la liceul Tonița și asta deja spune foarte mult. Și dialogul care se creează între autor și cititor este intermediat de aceste ilustrații. Mai spun ceva despre volumașele de la... cum au ajuns textele la noi? Ceva totuși voi mai spune despre textele de la editura Seneca, tocmai pentru că vorbeam despre adresarea aceasta către un public de nespecialiști. Nu e chiar o anecdotă, este ceva real, deși sună ca o anecdotă. Nu anul trecut, ci în 2018, au scos aceste volumașe despre moarte, despre învățătură, despre timp, despre libertate și despre prietenie. S-au vândut foarte bine în afară de volumul despre învățătura. Acela nu s-a vândut aproape deloc. Da? Au perseverat și anul trecut au scos un alt volumaș cu selecțiuni din Seneca, niciun fel de trimitere nicăieri, dar imersiunea se poate face în felul acesta. Asta a spus Seneca, tu ce spui? Cu spațiu suficient pentru însemnările cititorului. Așa ajunge Seneca la noi, cei de acum și de aici. Aici da? Până ajungem să facem istorie, și anume că modelul acestor cărți este evident anglosaxon. Dacă intrați într-o librărie în Anglia, o să vedeți pe rafturi 3 sau 4 feluri de ediții. Va fi ediția critică, nu, sunt 5 feluri de ediții. Este ediția Oxford, care este în limba originală, cu un bogat aparat de notele subsol și care nu e tradusă deloc, dar are prefețe, are note, are în latină. Apoi este ediția bilingvă, ediția LUB, în engleză și într-o traducere în engleză veche, din anii 30, și cu ceva note. Și există numeroase alte ediții de fragmente din scrisorile lui Seneca, deci nu integral a scrisorilor, unde avem și comentarii. Și sunt Brian Inwood a scris, are o chestie Selected Philosophical Letters, unde sunt vreo
nu știu câte, să zicem 30, nu știu, nu mai țin exact cam care ordine de mărime, fiecare cu un comentariu foarte serios și filologic și filozofic. În ultimii ani a apărut, nu știu exact de când e asta, cred că 2017, o nouă traducere, prima traducere în limba engleză de la ediția lui Bâncoace, care își propune să fie o traducere populară. Nu chiar de luat în rucsac la munte, că e mai grea și are și aparat critic, dar nu este bilingvă, iar tipul de note pe care le propune sunt note istorice și explicative, care fac ca acest volum să fie excepțional. Este, pentru mine a fost marea descoperire în materie de ce s-a făcut și ce s-a lucrat pe Seneca în ultimii ani. Și după asta urmează toate aceste volumașe. What Seneca Thinks, cred că este chiar o serie care se vinde la Waterstones în Anglia. Nu știu dacă are și chestia Tu ce spui. Dar s-ar putea să aibă, că recunosc titlul. Cred că e un titlu englezesc tradus. Și la, cred că Chicago University Press sau Princeton, face un fel de Seneca despre moarte, Seneca despre pasiuni, Seneca despre învățătură, poate, dar cu fragmentele indicate, cu sursele indicate. Deci nu chiar la modul fără niciun fel de sursă, ci indicând care de unde vine, o selecțiune din dialoguri și din scrisori de sub 100 de pagini, pentru cei care vor să, așa cum mi-a plăcut foarte tare, vor această imersiune în gândirea lui Seneca, dar fără să aibă pretenția să facă din asta un act cultural sau un act de studiu, ci doar o imersiune totală care are nevoie de un minim de ajutor din partea celor care au făcut cartea, și anume indicații de... Dacă vrei să știi mai multe, la sfârșit apar totdeauna un fel de further reading. Dacă vrei să știi mai multe, poți să mergi să citești asta și asta. Nu vreau să fiu eu filologul încruntat. Dar mă gândesc că edițiile astea nu cumva îți dau iluzia că le înțelegi pe Seneca. Și de fapt, fără o ediție științifică sau critică, nu prea ai acces la el. Deci, ca să spun așa cu o vorbă, nu știm decât ceea ce învățăm. Aici spune așa că nu e un fenomen contemporan această proliferare a edițiilor. Și că dacă ne uităm, eu m-am uitat recent la cum a fost receptat Seneca în lumea modernă, la secolele 16-17, găsim aceeași proliferare de ediții și în secolele 16-17, tot așa cu un public diferit. Găsim marile ediții umaniste care sunt făcute pentru umaniști și sunt scholarly editions și sunt cu note de margine sau note de subsol și sunt folosibile și astăzi ca ediții pentru oamenii care vor să afle lucruri importante despre vocabular, despre context, despre cum stă Seneca în raport cu alți gânditori ai vremii sale sau de după el, despre cum ar trebui să citim sau nu o scrisoare, au ghiduri de lectură pe margine. Ediția Lipsius din 1604 este unul din cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut vreodată. Dar astea sunt doar unele, sunt edițiile mari, sunt edițiile scumpe, sunt foarte impozante așa din punct de vedere al felului în care arată și al modului în care cântăresc. Și pe urmă sunt tot felul de florilegii. Sunt edițiile pentru curți sau pentru oamenii care călătoresc, sunt ediții de buzunar, există Seneca în ediții de buzunar, exact, un pic mai groase ca alea, că e altfel de hârtie și altfel de... Dar tot așa, clar pentru cineva care pleacă la război și are nevoie de un companion pe câmpul de luptă. La așa ceva era folosit Seneca. Una din cele mai spectaculoase ediții pe care le-am găsit este ediția de scriere a lui Seneca tradusă în franceză din timpul Revoluției franceze. Este al doilea tiraj al marii ediții de opere a lui Seneca, în care în volumul în care erau scrisorile către Lucilius 2, să zicem, 3, cineva care nu semnează, pentru că, din nou, este în anul 4 de la Revoluție, scrie pe copertă,
nu mai scrie 1700 cât ar trebui să fie, 90 și așa, ci scrie anul 4 de la Revoluție. Și o una din multele marginalii prefețe, adăugiri, nu știu ce, nesemnată, povestește cum e opera de care avem nevoie acum când așteptăm să fim duși la ghilotină. Și cum toți prietenii noștri sunt duși la ghilotină și să ne gândim puțin la timpurile lui Nero, acum în timpurile lui Danton și Robespierre, pentru că acum avem nevoie de Seneca. Și dintr-o dată am avut revelația faptului că motivul pentru care s-a citit această carte de lungul timpului a fost exact ăsta. Și s-a citit pe câmpul de lupte, s-a citit în închisoare, s-a citit așteptând să fi dus la eșafod și așa mai departe. Și atunci, sigur, era nevoie și de edițiile critice pentru asta. Ceva ce se putea pune în coburișei de pildă înainte de a te duce să te bați. Da, evident că era nevoie și de ediții critice. Dar rămăsesem la cum a ajuns textul în toate aceste ediții. Cum a ajuns până la noi? Adică n-avem cele mai... N-avem manuscrise, avem niște codice. Textul a ajuns așa cum au ajuns toate textele din antichitate. Niciun exemplar de autor, bineînțeles, n-avea cum să supraviețuiască 2000 de ani și mai bine. Au ajuns prin copieri succesive. E ceea ce se numește tradiție manuscrisă. Au ajuns prin copieri succesive și prin mult noroc. Norocul este incontrolabil. Unele texte au avut noroc, altele pur și simplu nu au avut noroc și nu au ajuns la noi. Ce înseamnă că au avut noroc? Înseamnă că au fost iubite la un moment dat, folosesc un termen prea frumos, înseamnă că au fost cerute, au fost comandate pentru a fi copiate. Adică au fost la modă la un moment dat. Dacă un text este la modă, este comandat, este plătit, se multiplică în suficient de multe exemplare ca să ajungă pentru încă o generație, ca să mai treacă de timpul în care materialul pe care se scrie dispare pur și simplu. Fiindcă textul este minunat, dar e dependent de materialul pe care se scrie și nu poate să dureze mai mult decât materialul. Da, e trist, dar asta este situația. Au ajuns prin tradiție manuscrisă, nu toate operele lui Seneca, dar dintre ele, scrisorile către Lucilius au supraviețuit foarte bine. Și cred că nu e cu totul lipsit de relevanță, vedeți câtă măsură de siguranță mi-am luat, cred că nu e cu totul lipsit de relevanță, că au trecut de la o generație la alta, de la un volum, de la un codice la altul, foarte bine scrisorile către Lucilius la pachet cu epistolarul paulino-senecan, despre care nu trebuie să stăm prea mult pe gânduri ca să spunem că este fals. Ajunge să îl citim și ne dăm seama că nu este Seneca cel care vorbește acolo, nu este Sfântul Pavel cel care vorbește acolo și oricum vorbeau între ei latinește, asta iarăși era o ciudățenie. Sunt 14 scrisori, 8 ale lui Seneca, 6 ale Sfântului Pavel, un text care nu ne cucerește în niciun fel, dar căruia cred că îi datorăm într-o oarecare măsură supraviețuirea fizică a textelor lui Seneca. Seneca Noster, Seneca Saipe Noster, Seneca adesea al nostru, început să se contureze această imagine de la Tertulian, secolul 2-3, Lactanțiu, Augustin.
Așa era perceput Seneca, da? Era frecventabil din perspectiva creștină și probabil în secolul al IV-lea datează acest epistolar paulino-senecan fals, care a fost demascat ca fals de Erasmus, a avut ultimul cuvânt de spus acolo, ultimul sau penultimul, pentru că din când în când cineva se mai gândește că poate totuși ceva este autentic în acest epistolar, care de altfel este minunat ca principiu. Nu vorbesc doar de personajele care au intrat în dialog, dar din perspectivă epistolografică este exact ce ne dorim, scrisorile și răspunsurile lor. Ceea ce destul de rar mi se întâmplă să avem, nici de la Cicero nu există și imediat poate vorbim puțin și despre corespondența lui Cicero. De obicei vedem doar jumătate de dialog și de altfel asta este una dintre cele mai frumoase și mai faimoase definiții ale scrisorii, o jumătate de dialog. Ei, la noi de obicei ajung doar jumătățile autorului mai faimos, în cel mai adesea, în paranteză fie spus, dar chiar o paranteză minusculă acum, fiindcă tot vorbim despre scrisori, Nicolaus Olahus, al nostru, da? Și Seneca este al nostru, dar Olahus este într-altfel al nostru. A lăsat un epistolar consistent și pentru că, din fericire, a corespondat cu oameni foarte importanți, avem ambele părți, ambele jumătăți ale dialogului, da? Pentru că dacă Olahus îi scrie lui Erasmus și Erasmus îi răspunde lui Olahus, sigur că e cel puțin la fel de important să știm și ce a scris Erasmus acolo. E doar o bucățică din această istorie a transmiterii textului, acest aport al unui epistolar fals. Ce rămâne din tot ce am spus acum este tradiția manuscrisă, copieri ale unor texte, copieri ale unor scrisori personale. Aici este întrebarea la care avem tot timpul să răspundem de aici încolo. Da, și poate ne spuneți despre distinția între scrisori și epistole și ați spus că ați trecut de la o ediție la alta, de la epistole. Scrisorile sunt mai circumstanțiale, pe când epistolele sunt scrise și pentru un public, gândite din prima pentru un public mai larg, nu? Și de asemenea cu Cicero ne-ați rămas datoare, nu? Vreau să spun totul de la început. Da? Să nu fac doar o jumătate de dialog, da? Există o distinție între scrisoare și epistolă, fără să fie o definiție sobră. Scrisoarea este mai degrabă scrisoarea personală, scrisoarea cuiva către o persoană anume. Epistola are mai degrabă o încărcătură literară. Asta înseamnă că destinatarul, chiar dacă fictiv sau aparent este un personaj anume, se transformă de fapt în destinatarul, se transformă în oricare dintre noi. Oricare cititor devine destinatarul unei epistole. Am preferat traducerea prin epistolă către Lucilius și am acceptat propunerea editurii Seneca de a schimba titlul în scrisor către Lucilius, pentru că, până la urmă, e vorba de o convenție. Da? Dacă acceptăm că destinatarul este Lucilius, atunci putem să le spunem și scrisori. Aș mai adăuga ceva care nu are nicio legătură
cu Seneca și apoi dau microfonul și podeaua, da, cum se spune. Pentru diferența între scrisoare și epistolă, există o frăzișoară care mi-a plăcut grozav de mult din traducerea românească cu totul admirabilă și creatoare a cuvintelor fraților Grimm, este volumul de memorii al lui Günter Grass despre dicționarul fraților Grimm. Într-o traducere care m-a cucerit cu totul, Alexandru Alșahidian, la litera, deci capitolul al doilea, litera B, brief, face distinția între scrisoare și epistolă și, traducând de bună seamă, dar plin de inventivitate, observă că nu există un paralelism al adverbelor. Există epistolar, dar nu există scrisorelnic. Păi da, ce am anunțat noi? Am anunțat tema, sunt acestea scrisori sau nu? Și provocarea ar fi următoarea. Aș lăsa-o pe Margaret Graver să vorbească în locul meu, deci cea care face prefața și îngrijește această nouă ediție în limba engleză, o acțiune de grup, sunt mulți implicați în traducerea asta. Și ea începe prin a spune, târziu în viața sa, deci către bătrânețe, Seneca a dezvoltat un nou tip, un nou format de scriere filozofică, pe care l-a considerat în mod special ceva care îi se potrivește lui însuși și talentelor pe care le are. În mod similar cu Epicur, s-a gândit să scrie o serie de scrisori pe diverse subiecte filozofice, folosind haina, masca scrisorii personale pentru, ca un vehicul pentru a examina și discuta diversele tipuri de valori și diversele tipuri de vieți posibile sau de alegeri în viață. Dar spre deosebire de Epicur, care și-a adresat scrisorile diversilor discipoli, Seneca și-a făurit un discipol, a inventat un prieten. Asta este una dintre direcțiile posibile de interpretare ale scrisorilor, care nu, din nou, nu s-a dezvoltat în contemporaneitate. Este direcția în care merge Lipsius, în marea lui ediție pe care tocmai v-am spus, în 1604. Lipsius începe prin a spune această ediție este o ediție filozofică, nu filologică, iar partea filozofică a întregii chestiuni din punctul lui de vedere este că aici avem un tratat filozofic deghizat sub formă de scrisoare, Lucilius este o invenție, totul este teatru, mă rog, era o întreagă poveste în la început de secolul XVII, dacă era Seneca, era același Seneca, autorul tragediilor cu autorul scrisorilor, Lipsius merge pe direcția, da, desigur, erau același și avem în acest volum, de fapt, o piesă literară extraordinară în care literatura e chemată în slujba filozofiei. Seneca scrie într-o formă literară clasică, forma epistolarului, dar de fapt ce vrea să facă este să scrie un fel de introducere în filozofie. Să nu sperie lumea cu tratatul, ci să ofere... Și de acolo, din acel punct, secolul XVII iubește foarte tare interpretarea lui Lipsius și deci Francis Bacon, William Raleigh, probabil Montaigne, citesc cam în felul acesta scrisorile, ca un fel de scenariu, un anumit tip de scriere, un anumit tip de literatură prin care putem face filozofie într-un mod mai prietenos. Evident, tot timpul în paralel cu această interpretare este interpretarea cealaltă care spune nu, avem aici niște scrisori. Evident, nu niște scrisori private, niște scrisori scrise cu gândul la posteritate, dar și cu gândul la prietenul de departe, Lucilius. Unde te-ai situat? Ne jucăm de a facem un debate?
Ca orice om înțelept, mă așez la mijloc. Pentru că oricare variantă este bună și corectă și ajung imediat și la Cicero, dar mai dau un ocol pe la Lucilius. Da, Lucilius, prietenul imaginar al lui Seneca, da? În partea de sfârșit a vieții. Diferența de vârstă dintre ei era minimală, oricum nu știm prea multe despre Lucilius, dar... Da, dar asta știm de la cercetători, deci nu știm bine cine era Lucilius, dar probabil că era foarte apropiat ca vârstă de Seneca. Nu comentăm prea mult aceste informații. E de presupus că nu prea ar fi putut Seneca să îl formeze cu adevărat pe un adult de o vârstă apropiată celei pe care o avea el însuși. Sunt multe semne în scrisorile lui către Lucilius că îl consideră o lucrare a sa. Da? Îi spune la un moment dat, mai știu, în scrisoarea 34, opus meum est. Ești creația mea, ești chiar lucrarea mea, opus, da? Ești opera mea. De mai multe ori vorbește despre destinatarii altor epistolare faimoase care n-ar fi supraviețuit dacă nu ar fi fost destinatari ai epistolarilor, nu ar fi supraviețuit timpului, nu altfel. Titlul pe care l-am ales pentru întâlnirea noastră de astăzi, ne suntem unul altuia, un teatru îndeajuns de mare. Da? Și aici este imaginea aceasta a punerii în scenă, cel puțin jumătății de dialog pe care o vedem în epistolele lui Seneca. El în permanență îl construiește pe Lucilius, vorbeam un pic mai devreme despre această posibilă interpretare ca Lucilius să fie de fapt un alter ego al lui Seneca și atunci se reconstruiește pe sine însuși. O spune într-un fel și mai limpede în epistola 27, cred. Pe la, așa, 27 pe la început ar trebui să fie. Îi spune lui Lucilius așa, ascultă-m, ceva de felul ăsta, da? Ascultă-m acum vorbesc despre mine, te primesc în tainița sufletului meu, mă dezvălui dinaintea ta. Atunci, toată corespondența aceasta este despre sine, cu toate convențiile, cu putință. Ascultă-mă cum vorbesc cu mine însumi, te las să intri în tainița inimii mele și mă judec dinaintea ta. Da? Mă judec, da, era important termenul. Deci personajul literar, dublu de fapt, care este Seneca și acest alter ego al lui care este Lucilius. Da, pot să fie și scrisori adevărate, cum existau scrisorile în antichitate. Știm câte ceva din puținele scrisori pe papirus care s-au păstrat, acelea erau chiar adevărate. Da, și întâmplător au ajuns până la noi, s-a conservat materialul bun, există și acele scrisori particulare, unele sunt înduioșătoare, copiii care trimit scrisorii acasă de la internat, ca să zic așa, și le cer părinților să aibă grijă de porumbeii lor sau mai știu eu ce. Astea nu sunt menite să atingă eternitatea. Au ajuns însă la noi, grație lui Petrarca, poate și despre el o să spunem două vorbe la un moment dat, tot pentru scrisori, nu pentru altceva, scrisorile lui Cicero. Iarăși,
jumătate de dialog, nu sunt și răspunsurile pe care le va fi primit, dar este limpede că acolo avem de-a face cu scrisori autentice care erau purtătoare de informație, care erau supuse tuturor spaimelor celor care scriau scrisori. Spaima cea mare era că scrisoarea se pierde, scrisoarea nu ajunge la destinație sau ajunge la cineva și n-ar trebui să fie citită de acel alt personaj, pentru că și dreptul de posesie asupra scrisorii este o chestiune complicată. Și totuși, din scrisorile lui Cicero se desprind cu limpezime două lucruri. Întâi, el nu le scrie doar destinatarilor scrisorilor lui, ci scrie și viitorimii, pentru că un orgolios ca Cicero nu se putea gândi că se va pierde mesajul compus de el în momentul în care ajunge la destinatar. Știm că, cu asta revin la dreptul de posesie asupra scrisorii, o scrisoare îți aparține până în momentul în care ai expediat-o. Atunci trece printr-un moment dificil în care poate să dispară, sunt curierii care transportă scrisorile, dar din momentul în care ajunge la destinatar, scrisoarea intră în posesia destinatarului, care poate să facă orice dorește cu ea. Cicero speră că nu o va distruge, e tot ce îl înspăimânta mai tare, o scrisoare de-a lui distrusă. Noul posesor al scrisorii, adică destinatarul, poate și chiar face în mod normal lucrul acesta, poate să copieze scrisoarea, poate în primul rând să o arate altcuiva, să o citească altcuiva, să o dea să fie citită altcuiva, să dea să fie copiată pentru alți destinatari și din momentul acela orice scrisoare poate avea parcursul oricărui text din antichitate, pentru că odată cu copierea intră în ceea ce numim tradiție manuscrisă. Da, o succesiune incontrolabilă de copii. Ăsta este un lucru care e clar. Al doilea lucru care reiese din este explicit din scrisorile lui Cicero, el însuși păstra o arhivă a corespondenței. O arhivă admirabilă, a spune, păcat că nu a ajuns până la noi arhiva aceea, cu copii ale scrisorilor pe care le trimiteam și cu copii ale scrisorilor pe care le primeam, pentru ca totul să fie într-un volumen, într-un sul, și dacă se întâmpla să nu primească mult timp nicio veste de la prietenul cu care simțeam nevoia să discute, relua volumul respectiv, mai cita o dată din scrisorile preferate și eventual mai răspundea la scrisorile vechi. Deci arhiva exista, Cicero își exercita dreptul de posesie asupra lor. Dacă o scrisoare personală poate avea un asemenea traseu și o asemenea soartă, este clar că un personaj ca Seneca, un cărturar, da? Un om care scrie, un autor, se gândește în permanență la această nemurire a operelor sale, inclusiv a scrisorilor sale. Care ar fi relevanța dacă Lucilius e fictiv sau e real? Ar fi scris, ar fi avut altă doctrină dacă era real? Ar fi scris altfel? De altfel, la Epicur știm despre ceva despre personajele acelea, în afară că sunt menționate de Epicur?
Herodot și... Hai să ne gândim puțin. Să ne gândim puțin la contextul în care sunt scrise scrisorile astea și la cum ar trebui să le citim. Așa cum spuneai la un moment dat, e foarte discret în aceste scrisori. Pare că ne dă o abundență de detalii despre viața lui de zi cu zi. Ne povestește tot felul de călătorii. Ne spune cum a fost pe mare și i-a fost atât de rău de mare încât a trebuit să sară în apă și să nuate până la țărm pentru că nu mai putea suporta răul de mare. Cum călătorea cu o teleguță trasă de catârși, măgari, etc. Au făcut o excursie ca oamenii săraci și s-au dus cu ceva ce în mod normal nu n-ar fi trebuit să și toată lumea îi vedea și ce fel de exercițiu de umilință și exercițiu filozofic să călătorești ca un om sărac. Cum s-a dus de la vila lui cu tare la vila lui cu tare? Primul lucru la care te întrebi când citești aceste detalii, la care eu m-am întrebat, când am citit aceste detalii, nu pot să fie adevărate. Între 62 și 65, Seneca aștepta să moară. Era sub supraveghere foarte atentă. Prietenii lui erau omorâți pe capete. Era cineva care se plimbă dintr-un loc în altul în felul ăsta. E ceva imaginar aici. Fie sunt povești, nu știm prea multe despre date. Avem o singură scrisoare datată din iulie 64, în care e vorba despre felul în care arde Lugdunum, orașul Lyon, colonia romană de atunci. Aș te întreb de ce, dacă cumva asta este un fel de scriere cifrată despre incendiul Romei sau nu știu ce e vorba în scrisoarea asta. Restul nu sunt datate, dar există două datări în literatură și unele, datarea lungă, merge, mi se pare, până în 62, nu? Deci ultimii, 3-4 ani sau ultimul an din viața lui Seneca. Asta e o chestie. Deci sunt foarte bogate în detalii, dar ceva cu detaliile astea e straniu. Chiar și doar ce v-am spus, și anume că par prea multe plimbări pentru cineva atât de supravegheat, care aștepta să vină ordinul de condamnare la moarte și trebuia să se sinucide la ordinul împăratului. Sunt apoi tot felul de detalii despre Lucilius, care ne dau senzația că Lucilius este un personaj real, dar detaliile sunt de fapt detalii compatibile cu viața lui Seneca însuși. Lucilius face parte din aceeași strat social al cavalerilor, este administrator al Imperiului într-o altă provincie și cumva departe de centru. E un pic mai tânăr, dar nu foarte tare mai tânăr. E cineva interesat de filozofie care poate a început la un moment dat cu un fel de filozofie epicureică, după aia a devenit stoic. Tot felul de detalii care poate fi compatibile cu Seneca însă. Felul în care se adresează Seneca este foarte interesant. Oscilează între ceea ce ar putea să fie adresarea către un prieten pe care îl iubești foarte tare și nu l-ai mai văzut și de care ți-e foarte dor, și ceea ce ar putea să fie o adresare față de eul tău mai tânăr, reproșându-ți diverse greșeli pe care le-ai făcut, ca de pildă că nu te-ai retras la timp din viața publică. Și ce bine era dacă ai simțit-o. Toate astea sunt detalii care, din ce am dat, mă întrebai la de ce sunt relevante. Păi, le citim într-un anumit fel. Le putem citi ca pe un fel de îmbrăcăminte literară pentru mesajul pe care trebuie să-l descifrăm. Și dacă considerăm toate astea ca o îmbrăcăminte literară, dăm încet, încet la o parte toate aceste straturi de îmbrăcăminte literară și căutăm să vedem unde e mesajul. Este ceva ascuns în aceste scrisori? Din nou vorbim de un personaj care nu putea vorbi foarte liber, nu putea neapărat critica nimic. Era în situația în care aștepta să fie condamnat la moarte, să-i fie confiscată averea și probabil că dacă Cicero se temea că îi vor dispare scrisorile, m-aș ca să ne ca să fi temut că îi dispar toate manuscrisele în momentul în care Nero trimite centurionul. Și nu, când se va... această teamă trebuia să îl încerce la un anumit moment. Nu? Când erai, cum așteptai să fii executat de împărat? Cam care era... Cum îți imaginezi asta?
specific, dar bună seama, știind că se poate întâmpla, dar asta spune tot timpul, moartea începe odată cu viața. Da? Moartea e în dară ce a trecut, altceva nu mai, nu mai contează. Averea, soția, prietenii. Bun, sunt lucrurile pe care le știm despre moartea lui, foarte bine regizată de altfel ca mesaj cu această suprapunere între Seneca și Socrate și minunata hermă de la muzeul din Berlin. Da? Herma Bifrons, da? Seneca și Socrate. Spun, discreția din scrisorile lui este limpede, nu se poate referi la date precise, nu bârfește cum face Cicero de foarte multe ori, poate că ei nu simțea nevoia sau era infinit mai prudent, e totuși altă epocă decât cea lui Cicero. Nu putem decât să fim bucuroși și recunoscători pentru această discreție, fiindcă alternativa ar fi fost să se dezlănțuie ca în Apocolocium Toxis, unde l-a sfâșiat pe împăratul Claudius, care tocmai murise și pe care Seneca se străduise din greu să îl convingă, să îl iertă de exil. Asta e o altă etapă din viața lui Seneca. Era plecat departe pe mal de mare ca nefericitul Ovidiu. Întotdeauna exilații suferă de necivilizație, de frig, de furtunile mării și așa mai departe. Nu a reușit nici cum să scape de exil atunci când și-a dorit Seneca și s-a răzbunat pe împăratul Claudius cu acel text care, nu știu, poate că ne-ar face să râdem dacă nu ar fi îngrozitor de trist, Apocolocintosis, îndovlecirea împăratului Claudius, adică nu este o apoteoză, transformare în zeu, ci este o transformare în dovleac, este o satiră groasă și foarte greu de citit. Este o splendoare de desfășurare lingvistică, e o terminologie memorabilă acolo, dar nu știu cât de mult ne face plăcere să citim așa ceva. Este cu totul altul tonul din scrisorile acestea, foarte discrete, despre sine însuși, adresându-se unui personaj care este un alter ego până la urmă, cu toate aceste convenții literare, unele merg foarte departe, aminteai diverse episoade. De multe ori vedem așteptarea celui care știe că va veni o scrisoare de la prietenul lui. Se uită la corabia care acostează și spune, da, uite, acum vor veni tabelarii, vor veni curierii cu o scrisoare de la tine. N-au adus nicio scrisoare de la tine. Totul este foarte viu. Convenția este perfect păstrată. Sau să fie realitate? Hai să citim scrisoarea, începutul scrisorii 34. Dacă vreți în cărți, puteți să vă uitați și voi în text. Pentru că e foarte interesant și cred că, dacă în funcție de răspunsul pe care îl dăm, cine era Lucilius, este asta o scrisoare adevărată, citim textul ăsta în mod diferit. Sunt mândru și freamăt, e chiar începutul scrisorii, paragraful 1 și 2 aș vrea să-l citesc. Sunt mândru și freamăt de o bucurie care, risipindu-mi bătrânețea, mă încălzește ori de câte ori aflu din cele ce-mi scrii, cât de mult te-ai întrecut pe tine însuți, căci mulțimea ai lăsat-o de mult timp în urmă. Dacă țăranul e mulțumit când un pom ajunge să rodească, dacă păstorul se bucură pentru animalele abia fătate, dacă cineva privindu-și fiul
se gândește la tinerețea acestuia ca la propria sa tinerețe, atunci ce crezi că simte cel care a educat un om? Care l-a plăsmuit încă de când era fraged și dintr-o dată îl vede matur. Te revendic, ești al meu, ești creația mea. Când ți-am înțeles felul de a fi, te-am luat sub protecția mea. Te-am îndemnat, te-am îmboldit, nu te-am lăsat să mergi înainte în ritm lent, ci te-am împins fără încetare. Iar acum fac același lucru, dar îl îndemn pe unul ce se află deja în cursă și care mă îndeamnă la rândul. Cum citim asta? Chiar aș fi curioasă cum vedeți. N-am de gând să răspund, probabil că puteți răspunde la asta. Voiam doar să fac o notă de subsol, deși e din ediția cu note, nu din cealaltă. Te revendic este traducerea, poate nu cea mai bună și oricum nu singura cu putință, pentru astero te, adică te declară, da? În felul acesta te revendic. Poți să îți revendici un sclav, să îl numești în mod oficial al tău. Da? Acesta este Lucilius, creația lui, lui Seneca, opus meum. Poți interveni? Sigur că da. Eu am citit cu ocazia acestui eveniment, am început să citesc varianta aceea necritică. A mers foarte bine, stilul de tradus este unul cursiv și mi s-a părut că, sau nu prea m-a interesat dacă e real personajul Lucilius. Sincer, am văzut că Seneca avea câteva probleme cu Lucilius ăsta, chiar dacă era real sau nu, pentru că îl simțea clar ca pe un discipol. Și mesajul mi s-a părut unul intim, chiar de scrisoare, și nu cred că m-am gândit vreo clipă dacă e real sau nu, sau dacă a fost scrisoare sau nu. Metaforele sunt puternice, mesajul e puternic și m-am simțit chiar eu vizat, de chiar eu fiind Lucilius. Așadar, cred că ceea ce a ajuns până la noi este foarte important și stilul traducerii este unul contemporan care atinge. Cel puțin pe mine m-a atins. Deși nu sunt foarte un cititor foarte... N-am citit foarte multă literatură antică, romană, cel puțin. Asta vreau să zic. Dincolo de literatură și dincolo de filozofie, dacă ne gândim puțin cum sună acest ești creația mea, spus unui prieten de departe, căruia îi scriu și cu care am o corespondență, sau spus unui prieten imaginar, sau, așa cum am spus la un moment dat, îmi scriu mie scrisori în varianta în care eram eu pe vremea când nu eram în situația asta nasoală în care sunt acum, da? Și îmi scriu scrisori acelei variante mai tinere. Citim în mod diferit acest ești creația mea. Dacă mergem pe varianta, putem să facem atât într-un fel cât și în altul. Deci puteți citi, este o grilă de lectură aici, puteți citi scrisorile reconstruindu-l pe Lucilius ca personaj real împreună cu Seneca. Există o scrisoare pe care nu mi-o aduc acum aminte, închei o carte dintre cărțile de la început, dar n-am reușit să o găsesc imediat, în care, dacă mergem pe ideea Lucilius, personaj real pe care îl ficționalizăm puțin și îl educăm și îl spunem că asta îi facem, cartea aia se încheie cu o scrisoare în care Seneca îi promite nemurirea. Îi promite, îi spune, prin prietenii filozofilor au rămas alături de filozofi în istorie. Ce fac eu acum, scriindu-ți aceste scrisori, este să te nemuresc, să te pun pe... să-ți fac o statuie care nu va muri niciodată. E așa de asemănătoare cu sonetul 18 al lui Shakespeare, că începeam să mă gândesc dacă nu cumva Shakespeare a citit scrisoarea asta înainte de a scrie sonetul 18. Rămâne în versuri împreună cu mine întreaga eternitate. Astea două merg împreună și poți să-ți imaginezi, bun, dacă că Seneca face ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, dacă e în serios chestia personajului literar,
aceasta este creația mea, revendic acest personaj așa cum mă revendic pe mine, atunci vei citi diferit atât scrisoarea asta, cât și scrisoarea despre nemurire, care are niște tonuri ușor ironice pe care le-ai putea considera altfel decât foarte serioase. Seneca are un umor nebun și când sunt câteva locuri în care este sarcastic, în care este aproape idolatru, de pildă în povestea cu Rău de Mare, în care povestește el cum a notat la țărm că era așa de rău încât nu mai putea să nimic să facă, spunea, mi-am dat seama acum de ce a navigat rătăcind pe Mediterana timp de 20 de ani bietul Ulise. Era și lui Rău de Mare. Asta e o glumă foarte tare, să o spui, în secolul I, pentru că Ulise era un personaj quasi religios. Exista o întreagă mitologie religioasă și foarte serioasă. Adică nu era, cum spunem noi acum, ne batem joc din personaj literat. Ulise avea Rău de Mare și n-ajungea acasă la nevastă, că îi se făcea Rău de Mare și mai trăgea într-o insulă și mai avea o aventură cu nu știu cine, Circe sau Calipso. Deci e o glumă tare. Și tot așa, sunt diverse glumițe de genul ăsta. Era o glumiță despre cum, dacă Platon, sau nu știu cine, Democrit, a murit la 90, Platon a murit la 90 de ani și chiar înainte de a muri, i-au venit unii și i-au făcut i-au adus un omagiu și dacă ar fi știut, murea mai repede. E de un umor nebun pe alocuri. Dar trebuie să-l vezi, mă rog, adică noi îl pierdem, că n-am ține și de context și de lucruri de genul ăsta. Și atunci, ideea de construcție literară mi se pare interesantă pentru că vezi genul ăsta de detalii, pe care dacă îl iei foarte, foarte în serios, poate nu le vezi așa de bine. Nu știu ce cred. Chiar trebuie să despărțim scrisoarea literară de scrisoarea autentică. Ar fi putut un autor ca Seneca să îi scrie unui prieten real o scrisoare, cum să spun, banală, în care să spună ce-a făcut de dimineață. Unor îi spune că a fost la spectacol și s-a întors de acolo mai rău decât plecase, pentru că întotdeauna contactul cu mulțimea scoate din noi tot ce este mai rău, tot ce am reușit să educăm în noi se pierde atunci când te atingi de altcineva și un spectacol de circ este tot ce poate fi mai rău pe lume, un spectacol în general e tot ce poate fi mai rău pe lume. Alteori se plânge foarte puternic și vocal, da, despre gălăgia care se aude de la băi și palmele pe care le dau masării și așa mai departe, toate astea îl deranjează. Ceva poate fi real aici, da? Putea fi cu adevărat deranjat de zgomotele care vin de la saloanele de masaj și de la oamenii care se îmbăiază și așa mai departe. Dar stilul lui, de fapt, transformă totul într-o literatură și el însuși accentuează această dimensiune. Da, da? Aici, într-adevăr, anecdotele sunt prilej de reflecție. Fiecare din aceste anecdote poate fi citită ca o poveste pe care vă dau ca să vă gândiți un pic la ea. Povestea cu mi-am luat o cameră deasupra băilor într-o stațiune la modă este ca să mă exersez să gândesc în gălăgie. Asta spune Seneca. Am făcut un exercițiu cu mine însumi. Și ne spune că nu-i simplu și ne spune că era enervat de povestea asta și că era foarte greu să gândească. Și ceea ce, mă rog, putem pleca acasă gândindu-ne că poate n-ar trebui să facem exercițiul ăsta sau n-ar trebui să-l facem chiar primul dintre exercițiile de gândire fix pe ăsta. Deci fiecare din anecdotele astea se poate citi și ca o problemă pe care, o problemă supusă reflecției, o problemă filozofică pe care autorul, da,
o fabulă, într-adevăr, o pildă, de la care putem porni pentru a ne exersa gândirea. Că, până la urmă, sigur, întrebarea e bine. Și ce avem de făcut? Citim, bine, le citim așa, le citim invers. Ce avem de făcut citindu-le? La ce trebuie să ne gândim? Unul din lucrurile pe care, în mod clar, le avem de făcut este să gândim cu mintea noastră. Cumva Seneca pare tot timpul să ne provoace, să ne pună în situații în care să ne gândim nu așa cum s-ar gândi un stoic, nu așa cum s-ar gândi un epicureic, nu așa cum s-ar gândi un platonist. După părerea mea, glumițele și sarcasmul sunt în locurile în care am avea tendința să devenim discipoli și să reproducem ce spune maestru. E foarte interesant că Seneca tot timpul ne spune că nu-i maestru. Chiar în pasajul pe care l-am citit mai înainte, te-am ales, te-am modelat, te-am nu știu ce, dar acum tu mă modelezi pe mine. Deci un fel de prietenia asta cu Lucilius și scrisorile și corespondența pare să fie cu dus întors. Am nevoie de celălalt pentru a mă modela. Într-una din scrisorile de la, mai de la început, în primele cărți, spune: suntem ca doi soldați într-o infirmerie, deci nici pe departe nu sunt eu profesorul și tu elevul, ci suntem undeva pe un picior de egalitate, ne ajutăm unul pe altul, ne vindecăm unul pe altul. Și încă ceva, ceea ce e foarte straniu pentru stoicismul lui Seneca, timpul spune că avem nevoie de celălalt. Iar în scrisoarea 109 ajunge chiar să spună că înțeleptul are nevoie de celălalt. De pildă spune, întrebarea este: vrei să știi dacă un înțelept poate fi de folos unui alt înțelept? Și la paragraful 2 spune: fiecare dintre înțelepți, fiecare dintre cei care aspiră la înțelepciune, dar pare să fie prin extensie și înțelepții, practică virtuțile, își păstrează statornic înțelepciunea, fiecare dintre ei dorește sau simte nevoia, e în traducerea ta, să comunice cu altul, să discute cu el. Asta este un mod de a exersa, continuă scrisoarea. Am nevoie să-mi exersez virtuțile, nu pot să stau de unul singur și să fiu complet închis în așa, ci am nevoie de celălalt. Dar asta merge cumva împotriva ideii după care înțeleptul este autarhic, înțeleptul este... n-are nevoie de nimeni, este... Poate că aici ar fi interesant de vorbit. Pentru că asta are de-a face cu de ce creăm un personaj sau de ce îl folosim pe Lucilius ca partener de dialog. Pentru ceea ce Seneca vrea să ne învețe, e nevoie de celălalt. E nevoie de prieten, de interlocutor, de om care împreună fac lucrurile, nu pot de unul singur. Nu prea ai nevoie de celălalt. Păi ba da, dacă nu l-ai lângă tine și stai închis în casă și aștepți să vină centurion, nu imaginezi pe cineva. Mai avem opinii dacă Lucilius e fictiv sau real în public? Aș adăuga ceva și apoi putem trece la opinii. Nevoia de altul într-o formă extrem de concretă și nestoică până la urmă. Scrisorile din primele trei cărți, așa cum au ajuns ele la noi, se încheie cu câte un dar către Lucilius. Darul este o vorbă de duh care nu îi aparține lui Seneca și care aproape întotdeauna vine din, ca să zic așa, grădina lui Epicur. Da? Mereu îi spune, uite, îți dau de la altul, nu de la mine, uite, de la Epicur, și uneori nu se îndură să dea un singur dar, ci dă mai multe daruri și pot să fie mai multe daruri de la Epicur într-o singură scrisoare. Să vorbim de fapt despre stoicismul lui Seneca, nu? Cât de stoic e el de fapt? Și poate discutăm acest concept de apateia, nu? Da, poate că vrei să facem horizont mai întâi. Cine în ce tabără e în această dezbatere? Da, cine în ce tabără e? Să ne auzim și suntem este... gazi și în direct cu toată lumea. Vă rugăm să luați în considerare faptul că lumea se uită la... Da, mă gândesc că...
Această convenție, până la urmă, literară, e limpede scrisoarea. E o convenție literară în cazul lui Seneca, indiferent dacă e sau nu real personajul pe care îl alege ca destinatar. E cumva în oglindă cu aceeași convenție literară pe care o făcea Platon în epocă clasică ateniană, inventând dialogul. Nici dialogul platonician nu este cu adevărat real, nu? Doar că în Atena acelei epoci, filosofia se făcea în stradă, se făcea în agora, se făcea cu toată lumea și în public, dialogând. În epoca lui Nero, firește, dialogul nu mai e posibil, nu mai poate fi vorba de o filosofie în stradă. Ea intră în cameră, în cameră unde nu mai poți vorbi cu un Menon, cu un Phaedros, cu un Alcibiade. Nu? Și atunci poate că inventezi un personaj sau poate că îi te adresezi celui care îți e cel mai departe, pentru a nu-l pune în pericol în vreun fel. Și este același tip de filozofie, același tip de tratat filozofic pe care îl aduci din piață în cameră, pentru că ești nevoit să o faci. Și filozofia capătă alt curs. Deci, și pe de altă parte, într-adevăr, transmită posterității numele acestor personaje. Menon, Phaedros n-au însemnat nimic în literatura, viața sau politica antichității. Lucilius, mă îndoiesc că a însemnat ceva, de va fi fost un Lucilius în filozofia, viața Romei antice. Ei ne-au rămas pentru că avem dialoguri platonice, pentru că avem scrisori senecane, să zic așa. Și cred că nu e important neapărat să ne întrebăm dacă au existat orba, ci ce i-a făcut pe cei care li s-au adresat să o facă în felul acesta. Cred că e mai important de ce a scris Seneca aceste scrisori și ce va fi vrut să transmită cu ele, decât cui le-a adresat în mod direct. Și cred că e important să ne întrebăm de ce dialogau grecii și de ce monologhează sau dialoghează atât de departe romanii. Pornind de la comparația cu personajele lui Platon, mai avea și posibilitatea să fie Lucilius parte real, parte fictiv, nu cum sunt și Menon și Phaedon și Alcibiade. Dar nu știu cât ar schimba asta lucrurile. Adică i-ar trimite cuiva real scrisori, dar mai și înfrumusețează pe alocuri. Da. Vreau să mai spun, firește că înaintea morții ne-am așteptat poate ca cineva să scrie o astfel de lucrare, dar mai puțin ne-am așteptat să scrie un tratat de fizică, nu înaintea morții. Deci naturales questiones. Este fizica stoică presupusă de aceste epistole? Și dacă avem un citat scos din context, cum e de pildă aici pe copertă, îl putem înțelege fără acest background? E de fapt un sistem stoic, fizică, logică și morală, care trebuie luat cu totul, revenind într-un fel la discuția de la început. Deci, câtă fizică e presupusă în epistolele acestea? Să încerc eu. Fizică. Păi da, nu, naturales questiones nu e fizică în mod, nici măcar în varianta antică a fizicii, pentru că este tot un dialog cu Lucilius. Da, e tot un dialog cu Lucilius. Și un dialog. Deși e tratat, ce e foarte straniu în naturales questiones este că acolo apar personajele, nu sunt numite și nu-i foarte clar cu cine se vorbește, dar persoana a doua apare tot timpul și scritura e stranie și greu de interpretat, pentru că din când în când un personaj, nu se știe cine zice ceva, Seneca răspunde chestiile aia și nu e foarte clar dacă acel personaj este un fel de Lucilius. Ce ar zice Lucilius dacă ar citi cum se formează cu tremurele? Ar zice cu tare și aia aș răspunde cu tare sau e un alt personaj? De asemenea, în naturales questiones apar tot felul de alte personaje, foarte vizibile și în scrisori, cărora Garrett Williams se spune devianții morali. Sunt fascinanți devianții morale ale Seneca, oamenii care trăiesc noaptea, personajele care fac sex în oglindă. Hostius Quadra, nu? Un personaj care își
încojoară casa de oglinzi și acolo au loc tot felul de orgii în care el și sclavii fac diverse chestii și trebuie să vadă lucrurile astea. Asta apare în mijlocul unei povești despre cum s-ar putea explica curcubeul ca o... pornind de la ideea că picăturile de apă formează tot atâtea oglinzi. Oare curcubeul este un efect al oglindirii? Și bă, te găsești pe urmă plină orgie în oglindă. Deci nu e un tratat de fizică, e cu totul altceva acolo. Și are mult de a face cu scrisorile. Bun, în mod sistematic în scrisoare apare fizica. Deci e foarte multă fizică presupusă. Una din propunerile mele de lectură este să mergeți să citiți, gândindu-vă tot timpul că atunci când Seneca ne spune ceva despre ce avem de făcut cu sufletul nostru și cu mintea noastră și cum trebuie să ne stăpânim pasiunile și cum trebuie să facem aia și aia ca exercițiu, să ne imaginăm substanța fizică cu care lucrăm. Să ne imaginăm că sufletul nostru este un abur foarte, foarte, foarte fin, material, încălzit și foarte ușor de pus în mișcare. Iar exercițiile pe care le facem pentru a ne întări sufletul, pentru a-l face să fie drept și frumos, le putem aproape imagina într-o cheie fizică, sufletul ăsta fiind tot timpul pus în mișcare de diverse lucruri, de pildă de muzică. Seneca e foarte sensibil la muzică și își imaginează cum muzica pune în mod direct sufletul în mișcare. Păi da, pentru că sunetele sunt materiale, se propagă prin aer și pun substanța asta sufletului în mișcare și atunci muzica ne termină. Povestea că mă duc la teatru și vin mult mai rău decât eram, se poate interpreta așa. Noi toți avem aburul ăsta pe dinăuntru nostru, dinăuntru, din afară, nu-i foarte clar unde e aburul ăsta și sufletele noastre, toate materiale, acum aici în procesul ăsta de gândire și comunicare și înțelegere și sunete și zâmbete și lumini și căldură și nu știu ce, devin tot mai inflamate, tot mai tare puse în mișcare, se mișcă într-o mișcare oscilatorie și plecăm de aici bolnavi de pasiuni. Nu întoarcere la presocratic? Hai să vă întrebați microfon și mai tălat ca să înțelegem exact. Presocraticii treceau de la fizică la metafizică, un discurs de tipul acesta e o întoarcere de la metafizică către fizică. Aici nici nu metafizică, doar fizică, logică și morală. Da, bun, de la, să spun, morală către fizică, nu? Deci o tratare a sufletului în manieră fizică este o întoarcere, deci o reconcretizare a limbajului și a gândului. Nu? Ce făceau presocraticii era să încerce o abstractizare a fizicii. Asta nu este o concretizare a abstractizării sufletești. Aș zice că din nou depinde foarte tare cum citim. Citim toate aceste povești pe care vi le-am spus analogic, ca un fel de, cu alte cuvinte, eu vă scriu un text literar și pentru a înțelege mai bine despre ce e vorba, vă dau toate aceste analogii fizice. Nu trebuie să luăm foarte în serios fizica, ci trebuie să ne gândim mai degrabă să folosim această analogie pentru a înțelege mai bine lucrurile legate de pasiuni. Sau le citim literal. Într-adevăr, trebuie să avem o fizică pe care construim, sau împreună cu fizica și etica și cu fizica, joacă într-un joc de ăsta la două capete, dinspre etică spre fizică, dinspre fizică spre etică, tot timpul ele trebuie să meargă împreună. E vorba de metaforizare și întoarcere la concret. Da. Încerc o conceptualizare a limbajului și apoi, în momentul în care conceptul devine sec și gol, mă reîntorc la o concretizare. Vi se pare că metaforizau? Sigur, că e transformarea apei, aerului, a eterului în concepte filozofice e un tip de metaforizare. Da, dar mi se pare că sunt tot elemente. Dacă Tale zice că totul e apă, aia chiar e apă. Nu e apa fizică, nu, să fim serios, nu e apa fizică aceea despre care e de discutat. Dar ce e o apă metafizică? Da, este conceptul de apă, nu este apa în care intru să mă scald. Oricum s-ar putea spune cu un termen de astăzi că stoicii erau materialiști. Nu?
ca și epicureenii, de altfel, nu? Numai că unii erau pleniști, ceilalți atomiști. Numai că mi se pare cu totul altceva să spui cuiva că, uite, Seneca recomandă muzica, așa, pe o carte poștală, și să-i spui, da, dar stai că astea sunt vibrațiile aerului care ajung la suflet și de-aia recomandă muzica. În sensul ăsta ziceam la început, că nu-l prindem, de fapt, fără să-i zicem teoria fizică din spate. Aș fi de acord cu tine, asta e direcția în care aș merge. Și pentru că ai pornit cu întrebarea legată de stoicism, și aș da mai departe întrebarea și către Ioana, eu am fost foarte recitind acum pentru a, nu știu câte oară, scrisorile și cu mai mare atenție la text, am fost foarte surprinsă de cât de îngrozitoare este critica pe care Seneca o aduce logicii. Și cum pare să fie permanent într-o bătălie cu logica. Cum pentru el logica este... De ce nu-i place logica? Nu-i place logica și dialectica, pentru că, ne spune el, dialectica nu mișcă sufletul. Degeaba vă fac o demonstrație în care vă spun că nu trebuie să vă fie teamă de moarte. Ea va fi impecabilă logic, dar nu o să mă credeți niciunul dintre voi. Seneca vrea un alt limbaj, vrea limbajul care să miște sufletul, ceea ce nu pare să fie foarte stoic, nu? Că stoicii vor să ne dea o disciplină a minții care să ne compună un suflet de nemișcat. Ori Seneca vrea să mă miște cu cartea asta, în mod sistematic, să-mi inflameze imaginația, să mă trimit acasă să mă gândesc, să fiu entuziasmată de personajele pe care le văd, să etc. Deci e clar că pare să vrea să-mi miște mintea aia, fizic sau nefizic. Recomandă muzica, etc. Asta e una. Deci, dialectica nu are putere să ne miște mintea. Doi, face tot felul de miștouri, dacă îmi dați voie să vorbesc așa, de diverse tipuri de argumentații logice ale stoicilor. Și interpreții scrisorilor lui Seneca au mari probleme în a explica de ce face el asta. Că nu vrea toată lumea să spună că Seneca nu stoic. Unii vor să spună că Seneca e stoic și atunci Brennan nu face tot felul de piruete spunând că, bine, e adevărat că Seneca își bate joc de excesele logicii stoice, dar folosește dialectica el însuși, este un maestru al artei dialectice, deci nu vrea să elimine complet logica din cele trei științe, etica, logica și fizica. Nu știu care e punctul tău de vedere. Eu asta este una dintre marile întrebări. Senzația uneori este că mesajul scrisorilor este uitat de doctrina stoică, așa cum uitați și de cea epicureică. Gândiți cu capul vostru. Ce părere ai? Nu, n-aș intra în niciun fel. Așa, scuze. Suntem dominația fizică. Fizică și firea. Da. N-aș intra în niciun fel într-o aprofundare a acestor distinții. Voiam să spun de vreo 5 minute și apoi nu era în niciun fel important, dar tot o voi spune. Pentru autorii din Antichitate nu putem face o distinție severă între ceea ce noi am numit text științific și ceea ce noi am numit text literar. Mereu informațiile, tratatele științifice, să le spunem așa, capătă o înfățișare literară, o înfățișare digerabilă, de foarte multe ori o înfățișare poetică, pot să fie scrise în versuri, pot să fie în hexametrii descrieri ale constelațiilor și ale anotimpurilor și ale fenomenelor meteorologice, toate capătă, toate intră într-un limbaj poetic, da? Un limbaj literar. Și cu logica? De ce este așa de... Cum să citim această permanentă critică pe care aduce logicii? Să luăm așa, să luăm din nou eu, apropo de ce sau cum citim scrisorile, dacă le citim ca niște epistole
în care în mod sistematic el îi recomandă unui discipol real, unui discipol, să evite logica. Da, exact. Deci, da, bun, dar atunci înseamnă că nu mai este stoic. Da, pentru că al doilea stoicism mai este stoic. Atât. Da, da, cred că mai are întrebare la care poate ne răspundeți, în ce măsură stoicismul avansând își păstrează. Nu a venit Teia să ne spună al doilea stoicism. Da, mă gândeam în ce măsură al doilea stoicism, al treilea stoicism, Marcus Aurelius și mai sunt, cât de stoice sunt aceste curente, deci cred că putem vorbi de un stoicism unitar și coerent doar în prima fază. Suntem deja în vremea introducerii creștinismului, stoicismului, bun, poate mai puțin al lui Seneca, dar al lui Marcus este atât de aproape de creștinism și de morala creștină, încât sunt aproape indisolubile. Deci nu cred că trebuie să căutăm curatul, purul. Și Seneca am observat că are câteva trăsături creștine. Chiar probabil de aia... Creștinismul are câteva trăsături. Da, pardon, da. Adică probabil că epistolarul Paulin Senecan, probabil că și asta a avut în vedere. Și cred că sunt niște tipare pe care noi le-am construit acum. Ce este stoicismul, ce este epicurismul, și încercăm să punem tiparul respectiv pe întemeietori, cât e la sută, se potrivește sau nu se potrivește. Și atunci când nu se potrivește, facem, de ce nu se potrivește, ce a luat? Chiar am citit recent, citesc de vreo câțiva ani Montaigne și la fel și el a pățit, că în prima perioadă a vieții era epicureic, după aceea a trecut stoic, a devenit stoic. Nu important asta, adică cred că a luat de la fiecare ce a convenit lui sau ce se potrivea lui. Și până la urmă sunt niște oameni care erau preocupați de niște probleme. Că noi acum în secolul 21 avem în spate curente filozofice, istoria filozofiei și încercăm să jonglăm cu ele, nu înseamnă că trebuie să se potrivească musai. Dar nu e vorba numai de noi, că el însuși zice lucrurile astea. Pune în curent. Păi, probabil că, nu știu dacă a făcut un sumar a ce înseamnă stoicism. Probabil că erau câteva trăsături de la care se revendicau toți și fiecare își personaliza original, cum face fiecare creator. Da, numai că el unor fără să se distanțeze de unele trăsături de bază. Sunt asemenea de familie, dar sunt și câteva trăsături de bază. De pildă asta că ai nevoie de cineva sau în principiu... Înțeleptul stoic nu ar trebui să aibă nevoie de nimeni. Și tu ne-ai spus mai devreme că are nevoie de ceva. Hai să ajungă microfonul și aici. Scuze, e un bun moment, poate să mai citim o bucățică de scrisoare, că mi-am picat pe ea și din întâmplare, dacă bine mi-aduc aminte, e chiar un fragment pe care l-am citit în facultate cu doamna Costa în original, în latinește, și a fost o cântare. Dar în legătură cu personajele și cu de ce ai nevoie de un om sau poate că nu un om cu care să dialoghezi non-stop, dialogul neîntrerupt chiar și cu interiorul tău și cu... De ce n-ar putea fi înțelepciunea însăși, care circulă ca personaj, de fapt, prin toate scrisorile, vizibil, invizibil și uneori declarativ, altor nu? De ce n-ar fi înțelepciunea și în Lucidus și în toate celelalte personaje care circulă în fond? Și e frumos că într-una din scrisori, în care vreau să citesc acum, tocmai că înțelepciunea e numită teatron, ea însăși marele teatru și la care te uiți, în care ești, și spectacolul suprem al înțelepciunii și al filozofiei după ce. Și dacă cartea 14-a, scrisoarea 89. Tu dorești ceva util și necesar pentru oricine e nerăbdător să ajungă la înțelepciune, să împart filozofia și să desfac corpul ei uriaș în membre distincte. Este mai ușor să ajungi la cunoașterea întregului prin intermediul părților componente.
Ce bine ar fi dacă, așa cum ni se dezvăluie privirilor lumea în întregul ei, ni s-ar putea desfășura dinainte filozofia întreagă, într-un spectacol asemenea celui al lumii. Cu siguranță că le-ar smulge muritorilor strigăte de admirație, făcându-ne să dăm deoparte tot ceea ce acum ni se pare din neștiință că este măreția întruchipată. Cum însă aceasta este cu neputință, se cuvine să ne îndreptăm privirile asupra filozofiei în același fel în care sunt scrutate tainele universului. Spiritul înțeleptului îmbrățișează întregul cuprins al filozofiei și o străbate cu o iuțeală ce nu e mai prejos de iuțeala cu care ochii noștri străbat cerul. Numai că noi trebuie să pătrundem norii, având totuși vederea slabă, limitată la ce se află lângă noi. Ni se dezvăluie mai degrabă elementele particulare, pentru că încă nu suntem în stare să privim întregul. Voi face așadar ce-mi cer și voi desface filozofia în părți componente, dar nu în bucăți. Este de folos să o împarți, fără să o mărunțești. Lucrurile foarte mici sunt deopotrivă de greu de înțeles ca și cele mari. Poporul e împărțit în triburi, armata împărțită în centurii, când ceva dobândește dimensiuni însemnate, e mai ușor de recunoscut odată ce se segmentează în părți, dar, după cum am spus de acum, acestea trebuie să nu fie fără număr și nici prea mici. Absența diviziunii și fragmentarea excesivă au același păcat. Tot ce e făcut pulbere, capătă înfățișarea unei grămezi amestecate. Și, pe urmă, face deosebirea între înțelepciune și filozofie și merge pe ideea asta a corpului, a întregului și a părților, apropo de curente filozofice și de subîmpărțiri, când de fapt înțelepciunea e una și toate părțile ei, precum ale corpului, duc în același centru. Oricum e una din cele mai frumoase scrisori. E foarte frumos. Eu vreau să vă atrag atenția asupra scrisorii 84, în care ne explică cum trebuie să fim caritmate și să fim Și îți mulțumesc foarte mult, Anca, pentru asta, că într-adevăr mă bucur că suntem aici în așa un consens. Nu vreau să-l apăr pe Seneca stoicul, dar dacă erau oameni specialiști în stoicism aici printre noi, ar fi sărit în sus. Există o mare discuție pe tema asta, adică literatura despre scrisorile astea e foarte împărțită între cei care vor să spună, dar nu e adevărat că Seneca se desparte de stoicism. Este super stoic, uite, este stoic aici, aici, aici. Și cei care sunt mult mai liberali și care atrag atenția asupra diverselor lucruri pe care le-am văzut aici, inclusiv asupra faptului că Seneca însuși pare să ne spună două lucruri fundamentale. Unul, că nu contează cine spune adevărul, dacă este adevărat. De asta putem folosi maximele lui Epicur, de care spuneai, darul din grădina lui Epicur, pentru că nu contează dacă Epicur a spus-o. Contează că e adevărat. Toți înțelepții gândesc la fel. Odată ce ai ajuns să spui adevărul, odată ce ai ajuns să gândești ca înțeleptul, nu există nicio distinție între școlile cărora înțelepții le-au aparținut. Din punctul de vedere al înțeleptului, filozofia este una singură, o vede de sus, nu știu ce. E, da, dar noi nu suntem înțelepți niciunul și nici Seneca însuși nu este înțelept. Ce extraordinar în scrisorile astea iară pentru cititori este că nu te... They are not patronizing. N-ai pe cineva care îți spune cum stau lucrurile. Ești tovarășul de drum al lui Seneca. Ești prietenul lui Seneca și împreună cu el vă străduiți să faceți chestii. Și Seneca este primul care să recunoască, e foarte departe de înțelepciune, primul care să recunoască că are o grămadă de defecte. Poate că nu toate aceste recunoașteri sunt le-ai citi ca niște lucruri bine intenționate, dar ne putem imagina că dincolo de păcatele pe care le are, Seneca este un personaj foarte simpatic când scrie. Și foarte, cu o mare înțelegere pentru păcatele tuturor, inclusiv ale lui. Așa ale noastre. Deci are o înțelegere nesfârșită. Când vine vorba despre filozofie și despre... Nu suntem înțelepți, da? Și trebuie să pornim pe drumul celor care nu sunt înțelepți și să ne zbatem. Și atunci ce avem de făcut? Nu vedem de sus lucrurile, nu vedem filozofia în întregul ei. Și atunci răspunsul lui este un fel de, e greu de spus, dar are ceva de un bun simț nesfârșit, un fel de bun eclecticism. Și scrisoarea 84, care a făcut
vâlvă în renaștere și care, pe care Montaigne o reia și, apropo că ați vorbit de Montaigne, o reia și o rescrie și o brodează pe marginea ei foarte mult. Ne spune niște lucruri simpatice despre cum trebuie să fim ca albinele. Lectura hrănește spiritul. Când este obosit de... Când spiritul este obosit de studiu, ea îl înviorează fără să-l oprească de la studiu, însă nu se cuvine să ne mulțumim doar să scriem sau doar să citim, căci unul, vorbesc despre scris, face ca forțele să ne fie mohorâte și să se stingă, iar celălalt, cititul, face ca vigoarea să se împrește, să topească, să recurgem pe rând când la unul, când la celălalt, îi citim pe ceilalți și scriem propriile noastre gânduri, da? Și să-l strunim pe unul cu ajutorul celuilalt, astfel încât tot ce s-a risipit prin citit să redevină unitar prin scris. Se cuvine, cum se spune, să facem întocmai ca albinele, care zboară încolo și încoace și se așează pe florile bune pentru miere, iar mai apoi depun în faguri și împart ce-au luat, etc., etc. Da? Albina nu alege foarte tare, nu se duce doar la florile roșii, nu citește doar scriere picureice sau doar scriere stoice. Cumva pare, acest pasaj pare să ne spună că e bine să mergem din floare în floare. Pe de alt, și că din această, din ceea ce culegem, din ceea ce culegem din toți acești autori, trebuie să facem ceva al nostru, să punem ceva al nostru. Și polifloră, deci ele cred că au făcut ceva. Crezi că ele aleg, da? Aici era doar, nu, n-avea sens mare intervenția, dar mă gândeam așa din afara acestor lucruri, că n-am citit să ne care cunosc, doar ascult discuția și un discurs logic, să spunem acum. Poate înțeleg că numai în scrisori este mai departe de stoicism Seneca, da? Sau se, în celelalte scrieri este destul de stoic. Poate că de scrisorile sunt la finalul vieții, nu? Sau așteptând să vină finalul și omul a avut altă înțelepciune și a schimbat, nu? Deci pur și simplu o interpretare așa ca un comentariu din afară. Da. Un răspuns ocolit, bineînțeles. Care vine și înspre albinele aduse mai înainte printre noi. Într-un alt pasaj, mai puțin frumos, dar mai precis, mai tehnic, aș putea spune, Seneca spune exact cum se raportează la adevărurile altora. Ca atunci când în Senat se propune ceva și el nu este de acord cu întreaga propunere și o ia pe bucăți. Da? Și cu ceva este de acord și încă ceva și încă ceva, dar nu cu întreaga propunere din Senat. Vreau să spun că aici o chestiune interesantă pe care o pune Seneca chiar în fragmentelul pe care l-a invocat Dana și care într-adevăr a dus după aceea la niște polemici extraordinare, tocmai legat de metafora albinelor. Și vreau să citesc exact pasajul de aici. Nu se știe bine dacă albinele iau din flori un suc care este de-a dreptul miere, ori dacă transformă în această substanță înmiresmată esențele pe care le culeg, amestecându-le și slujindu-se de o calitate anume a suflării lor. Și nota de subsol e chiar specificat proprietate spiritus sui. Deci nu se știe exact dacă ceea ce culeg din flori sau ceea ce preiau de la alții sunt exact ideile așa cum sunt sau dacă ideile acelea sunt în mintea și prin spiritul lui Seneca sau al minții fiecăruia dintre cei care le preiau transformate într-un anume fel. Ori asta a dus la polemici extraordinare în epoca renașterii mai târziu. Păi de asta nu putem să spunem foarte clar. Nu știu, exact. Se desparte de stoicism. Da. Nu putem să spunem asta chiar așa. Pentru că, într-adevăr, fiecare din pasajele astea e compatibil cu interpretări nuanțate. O interpretare mai dură, cum creionam mai înainte, și anume este anti-stoicism.
dogmatic și atunci în toate momentele în care a fi stoic ar însemna să fii dogmatic. Seneca ne atrage atenția asupra importanței antidogmatismului, cât de important este să gândim cu mintea noastră, fără neapărat să fie antistoic sau să fie orice altceva. Este o variantă de a ne atrage atenția asupra pericolelor dogmatismului care ne pot face rău pentru că ne scot din activitatea de cugetare și ne duc într-o activitate de subordonare spirituală către o anumită școală. Asta nu înseamnă neapărat că se desparte de o școală sau alta, ci doar ne atrage atenția și, din nou, are de-a face cu caracterul de introducere al acestui text și cu faptul că nu e teoria lui, nu e o teorie filozofică, este o introducere. Este ceea ce am învățat noi astăzi la filozofie, la introducere în filozofie, nu filozofie 101. Dar putem să spunem și cum au încercat să spună de-a lungul timpului oamenii care au citit această corespondență, insistând pe celălalt lucru foarte simpatic care se petrece aici, și anume ideea după care există niște scântei de înțelepciune răspândite în lume și eu nu fac nimica când gândesc, decât să pun împreună scânteile alea de înțelepciune. Adevărul, it's out there. Zeul vorbește prin noi, universul vrea să fie observat, există un fel de teleologie universală, eu sunt o părticică a pneumei universale, ce fac aici când gândesc în fața voastră, este cumva în ordinea universului care vrea să ajungă să fie observat și vrea să ajungă să aibă un grad sporit de conștiință. Și atunci, da, ce fac albinele? Păi nu fac decât să adune mierea care era deja acolo și să o împartă în fagurii care, da, e doar o reîmpărțire. Aici a pornit nebunia cu nimic nou sub soare și toată... Nu, atât. Atât. Să vorbim puțin și despre apatia, nu? Nu cred că putem ocoli. Eu am să mă situez la umbra unui nume mare, și anume Descartes, care spune că dacă acest ideal de apatie ar fi atins, noi am încetat să mai fim oameni, de fapt. Deci această eliberare totală de pasiuni. Există un pericol care paște orice teorie morală, și anume de a încerca să schimbe prea mult omul. Firește că îl normează, dar nu poți să-l schimbi total. Spre teoria lui Kant e mereu la un pas de a transforma prea mult omul. Ce ar spune Seneca unei astfel de obiecții? El de fapt nu înțelege apatia într-un sens foarte stoic, ortodox, nu? Chiar o scrisoare în care vorbește explicit despre asta. Da, este scrisoarea a noua. Este un reproș pe care Epicur îl face lui Stilbo și așa mai departe. Echivocul nu poate fi evitat dacă vrem să redăm grabnic termenul grecesc apateia printr-un singur cuvânt și să-l traducem prin impatientia, impaciență, da? Fără de suferință. Că se poate înțelege opusul la ceea ce am vrut să spunem. Noi vrem să-l numim pe cel care respinge orice senzație de rău. Se va înțelege că e vorba de cel care nu poate suporta niciun rău. Vezi atunci dacă nu e mai bine să spunem un spirit ce nu poate fi rănit sau un spirit aflat dincolo de orice suferință. Iată deosebirea dintre noi și aceea, înțeleptul stoic învinge orice greutate, dar o simte. Înțeleptul lor nici măcar nu o simte. Da, aici aș zice din nou că, fără să intrăm poate în dezbaterea este sau nu stoic, un lucru care te frapează în scrisori este... Sunt două lucruri care te frapează. Unul este foarte simpatic. Seneca ne spune că nu putem să scăpăm de ceea ce noi astăzi am numit biologia noastră. Și are undeva, nu știu, scrisoarea 6 sau așa ceva, în care explică că înțeleptul, chiar dacă ajunge înțelept, dacă este cineva care prin temperament roșește ușor, va continua să roșească. Dacă se rușinează sau se înspăimântă sau se nu știu ce, deci sufletul lui este pus în mișcare chiar dacă ajunge să fie înțelept. Și că asta nu are de-a face cu înțelepciunea. Noi astăzi, din nou, e foarte simpatic dacă vă gândiți că e importantă fizica aici, da? Când ne gândim că sufletul e pus în mișcare indiferent ce se întâmplă.
ești înțelept, asta nu înseamnă că dacă cineva trântește ușa în spatele tău, nu trebuie să sari. Ce înseamnă însă este că acest prim impuls, asta se numește prima mișcare sau primul impuls, care la Seneca este irațional și aici se desparte de stoic, primul ăsta impuls nu este procesat ca să ajungă o pasiune, ci rămâne la nivelul de prim impuls. Reușesc să-l stăpânesc cumva. De obicei asta se explică spunând, uite, diferența între teamă, m-am speriat că cineva a trântit o ușă și mă speriu și îmi stresare inima și îmi sare sufletul din piept, zice Seneca, iată cât de fizicalist ne putem imagina. Dar dacă încep să-mi imaginez că asta e din cauza că au intrat hoții în casă, dezvolt pasiunea fricii, da? Un fel de frică exacerbată. Cum se dezvoltă frica exacerbată? Pentru că mintea mea a cedat în fața opiniei greșite, au intrat hoți în casă. Am acceptat o opinie nejudecată, o opinie nereflectată și asta dezvoltă o pasiune, dezvoltă o frică care poate să ajungă maladivă și pot să am tot timpul senzația că au intrat hoți în casă. Nu? Și asta se transformă într-un fel de frică maladivă. Există un autor foarte simpatic, Richard Sorabji, care face un fel de psihologie cognitivă din Seneca și ne explică cât de actuală este teoria psihologică a lui Seneca, dacă înțelegem prin pasiunile lui Seneca dependența de diverse chestii. Mecanismul psihologic al dependenței este, de fapt, mecanismul psihologic al pasiunilor. Tot ce nu este însă dependență, e ok din punctul de vedere al lui Seneca. E în regulă dacă înțeleptul roșește, e o problemă de biologie. Dacă se tresare că s-a trântit o ușă, e din nou o chestie. Înțeleptul înțelege că asta e o chestiune, nu poate fi depășită. Și păstrându-și mintea limpede, it doesn't make a big deal. Mai este o chestie, pasiunile sau cum să le zicem astea, afectele pozitive. Acolo pare să fie un alt mecanism și acolo nu știu cum stau lucrurile și m-ar interesa cum le vezi tu. Pentru că dacă la cele negative ce se întâmplă este că înțeleptul trebuie să le controleze tot timpul și să-și controleze opiniile și să spună, stați un pic să ne gândim ce a provocat acest prim impuls, să descopere că e vorba de opinie greșită, să o corecteze și să scape astfel de frică, de durere, de doliu, de invidie, de tot felul de lucruri negative. Când e vorba de prietenie, generozitate, iubire, admirație, admirația este pentru Seneca drumul spre cunoaștere. Privindu-l cu admirație pe Socrate și pe Cato, poeții, Vergilius, Ovidius, sunt printre oamenii pe care îi primește cu admirație, învăț ceva. Acolo nu pare să fie un fel de moderare a pasiunii. Cum vezi pasiunii, afectele pozitive? Cele vii și cele non-vii, pentru față de cei din trecut și față de cei din contemporaneitate. Da? Poți să-i admiri pe cei din trecut pentru că nu creezi o relație contractuală cu ei. Față de un prieten, întotdeauna poți să ai o asemenea relație contractuală, aștepți ceva de la el sau măcar vrei să-i dai ceva, vrei să-l salvezi de ceva și asta iarăși nu este dezirabil, pentru că de ce vrei să-ți salvezi prietenul de exil, de ce vrei să îi dăruiești ceva care să-i facă plăcere, pentru că tu vrei asta și pentru tine este mai bine în felul acesta. Ar trebui, de fapt, ca prietenia să fie idealul și nu prietenul. Și atunci admirația față de cineva din trecut se poate transforma în admirație ideală, fără niciun fel de așteptare. Până la urmă, ăsta este baiul cel mare, așteptările pe care le avem și opiniile pe care le facem față de așteptări, simplificând-le. E un moment bun în care să avem și alte opinii. Eu am o întrebare pentru doamna Costa. După cura asta de traducere de atâția ani, cum v-a influențat pe dumneavoastră Seneca? Ați preluat ceva de la el în viața de zi cu zi sau în felul cum gândiți? Două chestii. Este o întrebare prea intimă la care nu voi răspunde. 1999-2008, atunci au fost anii senecani, ca să spun așa,
Da, a fost importantă acea întâlnire de durată cu Seneca și recunosc, toată integrala filozofică de aici a pornit de la dorința de a traduce epistolele către Lucilius. Aș spune însă altceva, o salbă de anecdote, dar pot să simplific doar într-o frază. Mulți oameni legați de aceste volume și mă gândesc în primul rând la ceea ce se numește acum editura Seneca, dar și oameni pe care i-am cunoscut în ultimii 10 ani, să spunem, au mărturisit că au depășit momente foarte grele din viața lor, pur și simplu citind Seneca. Și ca să dau chiar un singur exemplu, fiindcă este cel mai simplu și mai impersonal, un fost student care a făcut și teologie, era preot și profesor undeva într-o margine de București și a venit la el o mamă disperată, într-adevăr se întâmplase la lucruri îngrozitoare, a sfătuit-o creștinește, dar mai ales clasicește, senecan, și i-a dat să citească Seneca. Și din aproape în aproape și-a dat seama că e de folos pentru o clasă întreagă de copilași zurbagii. Și i-a potolit citind împreună cu ei Seneca. Nu asta voia să auziți, dar v-am oferit ceva mai vesel. E foarte normal să vă influențeze. Foarte multă lume a trăit cu asta, cu Seneca drept companion permanent de... Da. Sora Bji are un exemplu foarte frumos al unui general american luat prizonier de coreeni în timpul războiului și care supraviețuiește în condiții, supraviețuiește terorii, repetându-și, n-avea că, repetându-și lucrurile pe care le știa din ce învățase el pe vremuri. Și pe urmă, când revine în Statele Unite, descoperă că, de fapt, ceea ce repeta el erau elaborări ale exercițiilor făcute, propuse de Seneca în scrisorile către Lucilius. Funcționează, a funcționat. Deci, citim asta și, în general, Seneca e citit pentru asta, nu e citit atât de mult pentru a afla dacă era stoic sau nu. Asta este o altă formă de lectură. Ce e interesant însă și e că dacă îl citim ca pe un filozof stoic care ne recomandă ce să facem să scăpăm de pasiuni, nu funcționează. Dacă îl citim însă ca pe cineva care ne dă aici un drum de un drum ușor spre a începe să gândim cu mintea proprie, funcționează. Și lecția principală a fiecărei scrisori este dincolo de lucrurile mari pe care le așteptăm de la filozofie, există un lucru mic pe care îl putem aștepta. Și acesta este că în fiecare împrejurare a vieții noastre, oricât de puțin filozofică, există lucruri interesante. În a dormi deasupra unei băi publice unde toată lumea face gălăgie, există challenge-ul că poate putem să facem abstracție de astea, să continuăm să citim ceea ce am în pagina pe care am început să o citim. Într-o călătorie ratată, în mod similar, există o posibilitate de a observa lucrurile din prejurul nostru. Sunt foarte multe povești de călătorie în care ni se recomandă să ne uităm în jurul nostru. Nu să facem abstracție de ce vedem. Dimpotrivă, să pornim de la ceea ce vedem pentru a reflecta. Să facem din fiecare împrejurare a vieții noastre posibilitatea de a gândi, de a ajunge cu ajutorul ceea ce vedem, cu ajutorul ceea ce vedem la reflecție filozofică. Care nu va fi nimic altceva decât un mic pas, un drum de intrare spre, nu o să facem, nu o să schimbăm lumea și nici pe noi nu o să ne schimbăm, dar ăsta este drumul pe care am putea porni dacă vrem să mergem mai departe, să devenim asemenea albinelor, să avem tot felul de lucruri de făcut. Dar cel mai simpatic și cel mai ușor dintre lucruri este să luăm fiecare dintre evenimentele minore ale vieții noastre și împrejurările în care ne găsim ca o posibilitate de a afla ceva interesant, ca o posibilitate de a gândi prin mintea noastră.
cu asta putem ajunge în dărât de unde am pornit și eventual o luăm încă o dată și încă o dată, dacă veverița în pe roata ei. Este limpede că doar forma epistolară se potrivește unei asemenea da, unei asemenea oferte, da, literară. Și scrisoarea, da, pentru că este simplă, se poate lega de orice element real, adevărat, într-o oarecare măsură. Și numai puțin pentru că este de dimensiuni reduse și tot așa ca veverița pe roata. Mă întorc la The Brief, da? Etimologia substantivului german este latinescul brevis. Este exact ceea ce este scurt. Sunt pastile de filozofie pe care îi le oferă lui Lucilius și le oferă Fieș și bineînțeles îi le oferă nouă. Ne apropiem de final și aș vrea să mai atingem poate pe scurt conexiunea cu creștinismul, fiindcă avem pe de-o parte epicureismul, care este morală pentru porci, iar atomismul ele erezie, și pe de altă parte stoicismul, care se împacă atât de bine cu stoicismul, epistolarul Paulino Senecan, dar și alte elemente. Ce face stoicismul atât de atractiv pentru creștinism, iar epicureismul, pe de altă parte, e total damnat, mai ales că Seneca vedem că preia atâta de la Epicur, să zicem, aprobator. Asta e întrebarea la care nu știu să răspund. Cred că mergem, aș merge... Dumnezeu stoic se privește așa de bine. Ce un foc pur. Dacă-l privești, din nou, dacă privești doctrinar, nu se potrivește. Dacă pornești de la ideea că ne uităm după ce doctrină teologică ar putea să aibă Seneca, găsești tot felul de diferențe. Găsești și asemănări, găsești și diferențe. Din nou, ca Iustus Lipsius, când își scrie ediția Seneca și când scrie, are două cărți de introducere în stoicism pe care le publică înainte de marea ediție Seneca, tocmai ca să îl facă pe Seneca cunoscut contemporanilor săi, are multe inserții în aceste cărți în care încearcă să-l creștineze și să spună că nu-i chiar așa creștină concepția lui Seneca despre soartă, despre inexorabilitatea universului. Nu prea avem salvare, nu prea funcționează, dar astea sunt și încercăm să-l creștinăm. Pe de altă parte, dacă nu-l privești doctrinat, dacă privești creștinismul ca o căutare de sine și o întoarcere către ceilalți, epicureanismul, din nou, are o presă proastă de-a lungul timpului pentru că se transmite mult mai fragmentar și mult mai prost. Da? Era descoperit Lucrețius foarte târziu, când deja lumea se uita altfel la texte. Seneca ai citit și Lucrețius nu poți să citești de rerum natura pe bucăți. Da? Vreau numai să spun că și creștinismul la rândul său are până la urmă atât de multe variante și atât de multe accepțiuni, încât e foarte greu să spui de ce nu se pliază. Ce pot să spun este că printre spanioli există un creștin foarte, un poet pe care noi îl studiem, un creștin foarte stoic, cel puțin așa este studiat ca un creștin stoic, nu Quevedo, nu, el e mult mai târziu și se inspiră dintr-una dintre scrisori absolut superb în care Seneca este, acum fac o mică paranteză, autoironic și povestește cum a îmbătrânit și cum nu acceptă povestea asta și vede cum iese un cadavru pe ușa porții și spune ăsta era ăla pe care l-am văzut eu când era mic, cum adică acum moare, înseamnă că eu sunt, mă rog. Bun, mă întorc la Fray Luis, care este în renaștere un poet creștin stoic și așa mai departe. Și care preia din doctrina asta secesus, îndepărtarea stoică de lume și apropierea de sinele propriu, mă rog, e o întreagă filozofie acolo, însă el este proscris, adică ajunge în închisoare, este proscris față de, să zicem, teologia sau creștinismul
mainstream, nu cum am spune, adică ajunge să fie în închisoare pentru că traduce Cântarea Cântărilor ilegal în perioada contrareformei, așa încât creștinismul însă și are foarte multe variante, deci nu putem să spunem ce anume se leagă sau se bazează. Da, îndepărtarea asta este. Felul în care se raportează la trup, epicureism, historicismul. Da, deci concepția despre trup și despre ce trebuie să facem cu el în timpul vieții apropie stoicismul de creștinism și desparte epicureismul, cred. Da, dar epicureismul cu morala pentru trup. Dar e deja un fel de interpretare creștină. Adică epicurul autentic nu este un desfrânare. Nu e vorba de desfrânare, e vorba de acceptarea trupului în întregime, da, cu patimile lui și cu simțirile lui și cu senzitivitatea lui. Cred. Mai e o variantă de a spune că ce rezonează în întreaga lume creștină din Seneca este ideea că universul are o direcție, că este supervizat, că este inteligibil, exact ce nu are Lucrețiu. Totul împrejurul nostru merge în aceeași direcție și direcția este cea a unei, nu judecăți, dar mari conflagrații finale în care pneuma câștigă, în care totul devine raționalitate și noi suntem parte a acestei raționalități. Ori asta este foarte compatibil cu creștinismul. Datoria pe care o avem este o datorie față de ceilalți, e din nou foarte compatibil cu creștinismul. Filozofia asta pe care Seneca ne îndeamnă să o facem, nu o facem pentru noi și nu o facem ca să ne retragem din lume, ci o facem pentru ca umanității întregi să fie mai bine. Sacrificiul pe care îl facem, suntem chemați să-l facem. Tot timpul, unul dintre lucrurile frumoase pe care nu le-am discutat aici este Seneca ne spune de ce să ai prieteni, ca să mori pentru ei. Trebuie să ai prieteni ca să ai pentru cine să mori. Ceea ce, din nou, este foarte compatibil cu creștinismul. Poate vreți să... Dacă ceva... Nu mai vrea nimeni să spună nimic de creștinism. Gata, schimbăm un subiect. Dar dacă vreți să mai spunem încă o dată, deși cred că am spus-o, pare o butadă, dar cam încolo ne îndreptăm și noi. Dacă îl citești pe Seneca de parcă ar fi fost un păgân, zici că a scris cam un creștin. Dacă îl citești de parcă ar fi fost un creștin, zici că ar fi fost un păgân. Pe această notă, vrei să mai adaugi ceva? Decât că vom face o cafenea despre exerciții spirituale antice și creștine. Da, săptămâna viitoare facem epistemologie arheologie.